Dar ce mai trebuie? Ce simți că mai trebuie? Ce ai mai pune tu? Ce carne ai mai pune pe echipa asta? Mă bagi în prea lucru, dar na, am acceptat provocarea. Da, da, zi acum, lasă, nu ne plimba iară. Aici nu o să-ți dau exact punctual posturile, dar da? Cred că mai trebuiesc 3 jucători care să intre în primul 11. Aha, deci rapid mai are nevoie de 3 titulari, cum ar veni. Bun. Așa, eu nu sunt nici un, eu sunt un suporter. Sunt unul care s-a rătăcit în tribuna a doua a Giuleștiului la turnul ăla care era ceasul acolo și era să mă bată și maica mea când am ajuns acasă că am pierdut umbrela și cu bluza de training. Nu știu, n-ai povestit-o pe asta, ia povestește-o repede, că eu nu știu pe asta, nu mi-ai zis-o niciodată. Deci cum? M-am dus la Meșcă, rapidismul ăsta e un microb care dacă te-ai contaminat, așa, nu merge cu vaccin, nu merge cu nimic. Ăsta dacă l-ai luat, te-ai dus cu el până la capăt. Așa. Când vine... Vin prietenii și te aplaudă. Unii te aplaudă de bucurie că ai plecat, la altora le pare... Așa. Bun. Deci cu prietenii. Și la ce vârstă? Te-ai dus în Giulești la câți ani? M-a dus taică-miu. Așa. Bunicul meu lucra pe macara la IMMR Grivița Roșie, așa se numea. Serios? Da. Acolo lucra și taică-miu. Acolo a lucrat și taică-miu. A fost Macaragiu, Neagogu, Dumnezeu să-l odihnească. Bunicul tău. Și îți dai seama, lucrând acolo și m-am născut la maternitatea Steaua, ca să-ți mai dau un detaliu. Tu vorbești serios? Deci te-ai născut... Da, exista maternitatea Steaua, se numea așa? Și așa se numea actualul spital pe calea Gribiței, unde este... Spital de chirurgie plastică și ar și mare ar și nu mai știu ce. Așa, maternitatea Steaua. Unde se numeau situanțele astea pe asigurări, deci puneau plastice. Aha. În loc. Maternitatea acum... Dinamo nu era, trebuia la maternitatea Steaua. Auzi, chiar că mă puneau lângă discobol, dacă nu destul că a fost nașul lor, dacă mă mai și nășteam la maternitate la Dinamo, chiar că le marcă istoria. M-am dus și eu la meci. Mi-am luat o punguliță, umbrelă, mi-a dat maică mea. Le-am spus, vedeți că mă duc și eu la mea. Nu, că te duci singur, că lasă că mă descurc, nu-i problemă. Și mi-am dat acolo o bluză de training dacă se întunecă și o umbrelă, că era norat. Da, așa. Și eu am intrat, că nu mi-a dat bani de bilet, dar banii ai păstrai și tu să mănânci semințe în tribună, să-ți mai iei. Era de la Susan, știi că vedea oia. Da. Susan. Unii făceau molița de noapte, știi că n-aveau ligheane și astea să le făceau acolo, mestecau bine cu semințe, cu zahăr, ars, cu... Da. Și cum să dai banii pe bilet? Apă, toată lumea bea de la cișmea atunci, nu să bea la asta îmbuteliată. Și mi-a dat bani, uite, să-ți iei bilet. Eu mă duceam la coada și așa am făcut până... Bine, eu și acum cu fața asta și cu înălțimea care am, pot să mă duc la un adult să-i zic. Venea, mă duc și pe mine. Ce, să te întrebe dacă ai 18 ani, dacă te duci să ceri alcool? Da. Așa. Și m-am băgat și eu la coada acolo lângă un nene care l-am văzut eu că părea mai drăguț. Așa, nenea, mă rog frumos, mă băga și pe mine. Vino, ne poate, ești rapidist. Vino, mă, încoace cu mine. Și m-a luat omul ăla și zic, nenea, eu mă duc să stau. Unde stai, mă? Hai, stai cu mine. Și zic, nu, că vreau să stau la turn acolo, că mi-e acolo. Păi și eu stau tot acolo, vreau. Păi hai cu mine. Și m-am dus cu omul, știi? Da. M-am așezat frumos, a început meciul înainte de pauză. Am avut nevoie să cobor puțin din tribună, știi? Și unde locul unde vreau să ajung era la parter, da? Sub scări așa băgat, știi? Stânga-dreapta sub scări. Da, la baie. Și am lăsat punga. Punga cu... Doamne, ce tânăr eram! Așa. Am lăsat punga cu umbrela și cu bluza de training, știi? Așa. Pauza s-a făcut aglomerație, s-a urcat în tribună și n-am mai găsit nici locul, nici omul, nici punga, nici umbrela. Incredibil. Am dezorientat, știi? Nu știam. Dar nu cred că ți-a furat-o cineva, pur și simplu s-au pierdut. De deștept ce eram, n-am mai găsit locul, m-am rătăcit, nu cățat, tu ești elegant. Așa. Nu, m-am rătăcit, nu era GPS pe vremea aia, n-am salvat locația. Așa. Și m-am rătăcit. În stadion m-am rătăcit. Da. Am ajuns acasă, m-am luat și maică mea puțin. Unde-i umbrela, unde-i bluza, unde-i... Le-am... Mi-am luat cineva, dar vai.
Ce era să-i zic, bă, mamă, nu, că dacă îi ziceam că m-am rătăcit pe acolo a doua oară, nu mă mai lăsa, știi? Zicea, bă, stai acasă că ești prostălău dacă te-ai rătăcit în tribun, nici mai bat, nu mai duci la mei.